Declarații și declarația seară la conferința de presă de după partida Astrei contra Viitorului Constanța. Șumudic a venit primul în fața jurnaliștilor și a vorbit cu mare respect despre FG Viitorul, dar mai ales despre antrenorul acesteia, pe care l-a numit de fiecare dată domnul Hagi. Este nu știu câta oară, chiar dacă marcăm numai din faze fixe în care marcăm două goluri acasă și nu putem să câștigăm. Același lucru am pățit și cu Chiaj, la momentul în care am condus de două ori, imediat următoarele 5 minute după gol, când trebuie să fii băiat deștept și să știi să închizi jocul. L-am și chemat pe Pedro, fundașul dreapta, să-i spun să le transmită lucrul ăsta. Noi n-am reușit, n-am mai putut să ieșim din careu. Ducem lipsă în continuare unui vârf de atac de talie, un jucător care să țină de mingie în anumite momente. Ne-am și îmbolnăvit un pic, așa am luat virusul ăsta englezesc al fair play-ului, în sensul că în momentele respective noi nu știm să tragem de timp cum fac alții și astăzi, chiar dacă echipa adversă era o echipă cu mai mult, puțină experiență și o echipă mai tânără, au știut să închidă jocul de vreo 3-4 ori, să facă ca aibă cărcei, ca au cărcei și să stea pe teren. Au știut să facă lucrurile astea, noi n-am știut să le facem, fiindcă un meci se câștigă și cu astfel de trucuri. A fost penalti, nu? A fost penalti. Mi-au spus toți de la toate televiziunile că a fost penalti la Dandel. Îl prinde în brațe și îl dărâmă. Dar la noi s-a învățat. Eu n-am nimic, cu tot respectul pentru domnul Hagi, și el a fost defavorizat etapa trecută de domnul Robert Dumitru, de două penaltiuri, și acum dacă ai gura mare și cerți un pic și astea, următorul meci ești arbitra corect. Așa o să fac și eu. Acum, toată săptămâna asta o să apar, fac toți și probabil la Timișoara o să am și eu un arbitraj corect. Nu știu dacă în prima fază, în prima repriză a fost în careu sau nu a fost în careu, poate n-a fost în careu, eu n-am văzut foarte bine de acolo, dar vă spun sincer că la a doua, deci a fost, și mi-au spus patru oameni de televiziune, nu se înșeală, penalti clar, îl ia în brațe și îl trântește. Dacă ești arbitru și ai sânge în instalație, scuzați-mi expresia, tu te voi și pune-o pe VAR, dăm ce e al meu. Cum a zis domnul Hagi, etapa trecută, ce a zis domnul Hagi? Bă, dăm ce e al meu. Bă, și eu vreau la fel, ce e al meu. Nu vreau nimic în plus. Dacă dânsul avea un penalti, eu recunoșteam. Da, asta e. Cine are gura mai mare, probabil și impactul ăsta este Hagi, vă dați seama? Cine? Șumudic. Cine-i Șumudică pe lângă Hagi? Șumudic. Antrenorul Viitorului, Gică Hagi, s-a arătat mulțumit de elevii săi, dar în același timp a fost apreciativ la adresa giurgiuvenilor. După mine e un rezultat echitabil, chiar dacă și ei puteau să câștige și noi puteam să câștigăm, dar un meci deschis, un meci frumos, goluri multe. Din păcate noi, începutul acesta de campionat, concluzia e că în atac stăm destul de bine, mai avem să lucrăm pe jocul fără minge, în care în anumite momente luăm prea ușor gol. Dar asta e, o să analizăm și încercăm ca pe viitor să remediem în acest lucru, pentru că chiar dacă jucăm bine, marcăm goluri, meci de meci luăm gol și nu-i bine. Datorită acestui fapt, eu zic că de față avem 4 egaluri. Dacă nu, cred că în mod normal și cum am jucat în primele 4 etape, puteam avea cel puțin 2 victorii.